Salut! Astăzi îți prezint cum am înlocuit acest tablou electric la un apartament cu o instalație electrică veche, fără a umbla la sigiliul contorului. Voi pregăti tabloul electric pentru montaj, montez acest disjunctor cu protecție diferențială RCCB tip A de 40 de amperi ca siguranță generală. Disjunctorul diferențial RCCB se poate pune ca general și nu trebuie să lipsească din tabloul electric. Rolul acestui RCCB este să ofere protecție la curent rezidual, nu și magnetotermic. Pentru protecția circuitelor din apartament, pun aceste disjunctoare automate MCB, curbă B, 1 pol, B16 pentru circuitele de prize și B10 pentru circuitul de iluminat. Disjunctoarele MCB sunt pentru protecția magnetotermică a circuitelor și se fixează în tabloul electric în ordine descrescătoare, cele cu amperaj mai mare se fixează lângă disjunctorul RCCB și continuă cu cele cu amperaj mai mic. Acest tablou electric este realizat cu un minim de componente, el poate fi mai complex. Instalația electrică din locul în care voi monta acest tablou electric este una veche cu doar două circuite, unul pentru iluminat și unul pentru prize, și pe lângă asta mai are adăugat încă un circuit de prize aplicat pentru aerul condiționat. Montez și acest buzbar pentru a duce faza la toate disjunctoarele MCB. Aceasta se fixează pe partea de jos, deoarece pe partea de sus există o diferență de construcție între RCCB și MCB-uri și nu permite o conectare corectă. Nulul va ieși din disjunctorul diferențial RCCB și va merge la bara de nul printr-un conductor albastru cu grosimea de 4 mm. Tabloul electric este pregătit. În funcție de lungimea conductorilor la circuitele din apartament, voi pune bara de nul și de împământare aici sau o mut deasupra, deoarece acest tablou îmi permite asta. Pe partea de sus a disjunctorului diferențial RCCB voi intra cu alimentarea tabloului electric, iar tot pe partea de sus a disjunctoarelor MCB voi conecta
faza circuitelor din apartament. Pregătesc și capacul tabloului electric, trebuie să mai fac puțin loc. Acesta este un tablou electric cu 8 module. Întotdeauna când cumperi un tablou electric, să ții cont și de spațiul care trebuie să rămână, un minim de 30%. Acesta este vechiul tablou pe care îl voi înlocui, voi da capacul jos, apoi identific circuitele. Este foarte simplu deoarece am unul de iluminat și unul de prize pe instalația veche și încă unul adăugat care merge la o priză separată trasă aplicat pe perete. Decuplez tensiunea de la siguranța fuzibilă care este pusă în tabloul general de pe casa scării a blocului. Voi demonta vechiul tablou și îl montez pe cel nou, apoi revin. Gata, am efectuat și conexiunile circuitelor. Conductorii de alimentare care vin din contor sunt foarte scurți și i-am prelungit. Am utilizat aceste morsete pentru a fi funcțional, dar nu va rămâne așa. Le voi înlocui cu două cleme care se fixează pe șina Omega. Nu le am acum și de aceea am ales această variantă pentru moment. Conductorii care vin din contor sunt din cupru și sunt în stare foarte bună. Ei se pot înlocui cu ușurință atunci când se va umbla la contor. Aici, în dreapta sus, este bara de nul, unde am conectat conductorii de nul ai circuitelor, iar în stânga sus este bara de împământare, unde sunt conectați conductorii de împământare ai circuitelor. Am fixat și capacul tabloului electric, cu etichete în dreptul fiecărui circuit pentru o depistare mai rapidă atunci când vrei să deconectezi un circuit. Sper că ce ți-am prezentat ți-a plăcut și că ai aflat câteva informații utile. Dă-i un like la video, abonează-te dacă ești nou pe acest canal, este gratuit și te invit să vezi și alte videotutoriale utile de pe acest canal printr-un click pe una din ferestrele de pe ecran. Mulțumesc pentru atenție!